Bună ziua! Bună ziua! Și sărbători fericite în continuare! Da. Bine ați venit, Mia Cosei! L-avem invitat astăzi la librăria Luceafărul și în Sighetul Marmației ca de mulți ani, de peste 40 de ani, cu ocazia sărbătorilor de datini tradiționale, renumitul și maramureșanul nostru, ca să zic așa, l-am adoptat, Mia Cosei, din Japonia, o prezență inedită în fiecare an în Maramureș. În fiecare an îl așteptăm cu drag, cu plăcere. Și l-am rugat în acest an, având în vedere că anul viitor îi preconizat o lansare și producția unui album de fotografii nou, împreună cu colaborarea Asociației Valea Verde din Sighetul Marmației și editurii Valea Verde, câteva idei, câteva răspunsuri la întrebări care dorim să îi le punem. Mia Cosei, față de Țara Soarelui Răsare, cum ați putea să definiți Țara Maramureșului? Asta cu hazard. Anul 1965 am venit în România. Cu hazard, da. Din întâmplare. Întâmplare, da, da, da. Și coborât în CFR, în gara de Iași, da? Și atunci așteptat acolo. Cum spune? Camera de așteptare. Sala de așteptare. Sala de așteptare. Și am stat așa, în scaun, da. Pe o bancă? Banca, da, da. Atunci n-am înțeles românește. Nici unul sau doi, sau toaletă, sau ajunge, sau nu, nimic, nu știu. Da. Numai francez un pic, francez și englezește. Atunci au venit multe pasageri, țărani și ciobani și studenți și, da, fel de fel de oameni. Și ei întrebat-o pe mine, de unde sunteți? Nu știu ce să vă, de unde sunteți? Și unde mergeți? Și eu nu știu, nimic. Atunci a venit profesor de limba franceză, da, și eu întrebat. Vous avez entendu? Da, eu bineînțeles. Și am spus, da. Și urma, unde mergeți? Așa a spus, vous avez. Și am spus, mă duc la Paris, dacă posibil, cu trenul sau cu autostop. Atunci i-a spus, unde stai seara asta? Nu știu, aici. El a invitat la casa. Casa lui, da. A fost invitat la el la casă, da? Da, 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 da. Și practic primul prieten care vi l-a făcut în România. Da, da. Și mai țineți legătura? Ați ținut mai, legătura? Mai, da, da, da. Deja a trecut 45 de ani. Și Maramureș, cum ați nimerit în Maramureș de la Iași? Da, da, atunci am fost aproape peste tot în România, cu autostop. Cu autostop. Dar zilnic cineva a invitat. Fiecare zi v-a invitat cineva. Da, da, da. Și i-a dat ceva mâncare, asta normal. Și chiar banii. Da. Dacă noi ne-am duce în Japonia și am face autostopul, am avea șanse astăzi să fim... Autostop, da, da, ușor. Ușor? Ușor, da, da. Dar România este foarte primitor. Da. De 45 de ani a simțit schimbare la poporul român? Sigur, ca și... Nu, prima încă trebuie să vorbesc despre români. Dar când am întâlnit cu români, fiecare român spus, merge la Maramureș direct. Da. Deci fiecare va recomanda Maramureș. Aproape fiecare. Ați fost la Maramureș? Nu. Trebuie să mergi. Acolo există oameni adevărat și oameni foarte primitori, dar și generoase. Generos. Trebuie să mergi. Asta e obligatoriu. Și am fost la Maramureș prin Gutin, da? Gutin, da. Prin Gutin, da. Cu autostop. Cu autostop. Dar când în când șofer de autobuz oprit și hai cu noi. Hai, da. Fără bilet, da. Și am intrat. Sighetul Marmației și n-am conștiința, nimic și nu vorbesc românește, dar a venit cineva, moroșeni, fiecare zi, hai la noi, da. Hai la noi. Și am stat
O săptămână, 10 zile, da, în Sfânt Mărmațiu. Și atunci început istoria. Istoria. Da, și da. Ați ajuns până la urmă la Paris. Atunci, da, da, peste 7 luni. 7 luni da, ați da. Ajuns la Paris. Da, da, am stat în România 3 luni. 3 luni. Da, da. Ați avut aparat de fotografie prima dată când ați venit în România, în 1965? Da, 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 am adus asta micuța un și am făcut dar, fotografii. Pentru mine, mare surpriză. Fiecare, oameni foarte primitori și peisaj frumos. Și când intrat în Maramureș, comuna Mara, foarte similar ca comuna japoneză. Ca și o comună japoneză. Da, da, da. Veniți de atâția ani, ce credeți că o fermecat obiectivul aparatului dumneavoastră? Asta nu știu, nu știu ce e fermecat. Ce adică fascinat. Ce-o fascinat la fotografia? Da, 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 da. Ați arătat bănuiesc și în Japonia fotografia da, din România. Da, 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 da. Ce părere au avut prietenii, cunoștințele? Da, 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 da. Ca și formație sunteți antropolog. Da, 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 da. Prima, nu înțeleg limba română. Numai surpriz pentru mine, peisaje și oameni. Fiecare moment. Fiecare da. Moment. Și n-am vrut să fac poze, dar trebuie să învăț să ascultă ce spune, da? Ce vorbește, da. Dar peste un an și jumătate m-am întors în Japonia, da. Atunci un fel de șoc cultural, da. Cultural. Și, da, da, și n-am putut să vorbesc cu ceva limba japonez și așa a stat aproape o lună, fără. Fără nimic. Fără nimic. Dar când foarte des amintesc România, oamenii. Incredibil. Se poate spune că o obsesie au devenit România și Maramureșul pentru da, noastră. Da, da, da. Obsesiv. Da, da, se reîntorceau da, da. Planurile. Da, da, da. Și după o lună sau două luni, aproape fiecare secundă, amintesc România și oamenii și peisaj și muzica, folclor. Incredibil. Și am devenit un fel de romaniac. Romaniac. Da. A scris cărți și ați publicat în Japonia cărți despre Maramureș, da, 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 despre România. România. Cum au fost receptate? Deja am făcut 13 cărți despre România. Nu numai fotografii. Nu, texte. Și asta. Texte. Carte, da, da, carte. Așa, mare. Da? Despre Maramureș, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 am scris și plus fotoalbum. Fotoalbum. 6 fotoalbum. O carte cam în ce tiraj apărea în Japonia? Aproximativ. Da, da, atunci prima carte, asta, Caratorie România. Da? Asta, atunci n-am putut să vorbesc, n-am putut să înțeleg românește. Românește, da. Numai prin engleză și franceză, da, și cu imagini. Da. Imagini. Asta, mare succes pentru mine. 90.000. 90.000 vândut. 90.000 de exemplare vândute. Într-o 2 ani. În 2 ani de zile. Și doilea, asta eseuri despre Maramureș și România, da, general, da? Asta 5.000. 5.000. Și treilea, asta despre Maramureș. Atunci am înțeles românește, încet. Asta 12.000 tiraj, da, vândut. Deci și patrulea, se așa. Poate spune că în Japonia sunteți recunoscut ca și un specialist în România, sigur. În problema românească, da, da, da. Având în vedere că în fiecare an multe grupuri de turiști, da. Anii trecuți chiar v-am văzut cu un grup de prieteni în Sighetul Marmației pe care i-ați adus. Acum vreo 6-7 ani mi-aduc aminte că ați venit în Sighet și la librărie, ne-ați onorat cu prezența. Chiar atunci au apărut la editura Polirom cartea Femeia Nisipurilor și ați venit cu actrița principală din filmul Femeia Nisipurilor. Da, da. Cum vă caută japonezii când vor să afle despre? Cum vă găsesc în Japonia ca să-i aduceți în România? Asta nu înțeleg. Deci, cum reușiți să aduceți prieteni japonezi în România? Asta prin carte.
prin cărți. Da. Deja Maramureș este foarte cunoscut în Japonia și enciclopedia tot așa scrie, da, despre Maramureș. Am scris, da, da. Deci, și acum Maramureș și România a devenit popular. Popular. Da, da. Se poate prin dumneavoastră. Da, da. Ambasada României de la Tokyo vă contactează, vă cere? Da, sigur că da. Deci, anul trecut a fost o lansare în ambasada României din Tokyo. A fost o lansare a unei cărți? Cărți, da. Atunci am scris două cărți despre România și spontan, acum 3 ani, da, tot așa a fost acolo ceva slujba. Atunci am primit ceva. De la stat. De la stat, dumneavoastră, o diplomă, o recunoaștere a, a meritelor, că ați, ați promovat România în Japonia, o țară cu câte sute de milioane de locuitori are Japonia? Acum 120 milioane. 120 de milioane. Unde puteți spune că sunteți acasă? Acasă, ce înseamnă acasă pentru dumneavoastră? Acasă este... No. Asta e un fel de cuib. Asta e un fel de cuib. Da. Dar de satele din Maramureș, care vă place, vă vine în minte cel mai... Valea Izei. Valea Izei. Da. Și Poiile Izei. Și Poiile Izei. Da, Poiile Izei. Da, da. Aveți o imagine, o fotografie care vi în minte permanent, ca, sigur, ca și sigur, când vă aduceți. Care ar fi? Despre ce? Despre, da, atmosferă. Dar până acum am făcut fotografie. 6. Și Țara Sărătate, Franța și Italia și România am făcut, da? Și am pozat cu fotoaparat, dar asta este realitate. Dar acum mă gândesc totdeauna. Trebuie să fac poze ceva invizibil. Da, sigur. Se poate. Se poate. Atmosferă sau aer. Aer. Fac poze. Asta. Da, da. Adică artistic sau poetic, asta. Da. Dacă are cineva suflet, atunci se vede. Și simți atmosfera românilor. În fiecare an sau ați participat la multe ediții de festivaluri de datin și obiceiuri laice și ați văzut dinamica și cu un ochi de specialist, trebuie să spunem că sunteți specialist în etnologie. Ca și aveți o educație în zona antropologică, a scris cărți. Da. Cum vedeți dinamica acestui festival de 45 de ani? Acest festival aproape are aceeași vârstă cu cea cu care veniți dumneavoastră în România. Da. Dar acum 30 de ani, mai splendid. Acum slag un pic, da. Sunt șanse, s-au schimbat multe lucruri. Schimbat, da. După... Revoluția? După revoluția și după, cum spune, globalizația. Da, după globalizare, deci se schimbă lucrurile. Da, schimbat. Și credeți că se păstrează elementul autentic, tradițional? Asta trebuie să păstrezi, da. Și... De exemplu, în școală trebuie să... Preda. Deci folclor, ar trebui în școală să se predea folclor. Fiecare zonă să aibă specificul și să predea copiilor elemente de și, tradiții, și de arhitectură și folclor. Acum viața de comună a foarte schimbat. Fiecare casă are televizor și nu mai program stupid. Majoritatea. Nu avem nevoie asta. Trebuie să aruncă asta. În Japonia. Tot așa. Deci acest lucru se simte și în Japonia. Aveți un băiat. Ați dat numele la băiatul dumneavoastră. Hakuyo. Hakuyo înseamnă miei alb. Miei alb. Da. Oiță, cum s-a spus. Oiță, da. Miei alb. Da. Băiatul nostru vă împărtăși dragostea de Maramureș. Îi place Maramureș la băiatul nostru? Dar eu nu știu. Da, dar... Prin fotografie. Da, prin fotografie, da. Și el a devenit artist, un fel de artist, în Paris. În Paris. Da. În țările care le-ați vizitat, unde ați situa noastră România și Maramureșul ca și,
ca și... Grecia, Grecia. Deci o să... Munte Pindus, acolo simți. Simți? Da, ca Maramureș. Da, da. Acolo sunt aromâni. Aromâni. Nu există, da, da. Tot așa și limba, foarte similar cu românește. Da. Și când intrat la Pindu, munții Pindu, oamenii aromâni, aromân. M-au întrebat pe mine, din București sunteți? Am vorbit românește, da, da. Am vorbit românește. Da, 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 da. Și imediat prietenii cu ei, da, da. Foarte primitor. Ați avut o mare expoziție și renumită în anul 2000 la Paris. Da, 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 Paris. Când Japonia a fost invitată. Dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte despre succesul expoziției și, da, 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 și un pic din... Da. Ce s-a întâmplat dar, atunci? Înainte de Paris, am făcut o mare expoziție la Viena. La Viena? Viena, Muzeu Etnograf. Da, trei luni. Trei luni? Da. Despre Maramureș era? Despre Maramureș. Nu mai Maramureș. Și primarie din Viena, o lună, și muzeu de Linz, acolo. De mare, Linz? Mare oraș. Acolo da. Este muzeu de artă. Acolo fac trei luni. Și după Paris, acolo hotărât. Muzeul omului. Palatul de Chaillot și acolo a făcut 11 luni. Ați fost invitat pentru o lună și v-au ținut expoziția 11 luni. Câți vizitatori a avut? Un milion. Un milion de vizitatori. Milion, da, da, da. Și s-au dus să vadă Maramureșul prin ochii tehnicii japoneze. Mm. E adevărat? Adevărat. Da, da. Deci a fost un artificiu pe care, ca să zic, un mic complot, un compromis care l-a făcut și ambasada Japoniei la Paris. Și atunci venit din Maramureș pentru deschidere. La vernisaj? Vernisaj. Domnul Mihai Dancuș și ceva echipă de dans folcloric din București sau din Transilvania venit. Și pentru mine a făcut. Pentru noastră a făcut. Da, da. Și cum a fost primită în presa din Franța expoziția? Da, 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 da. Am vorbit prin Radio France. Radio France? Da, da, da. Și care credeți că a fost impactul? Da, și pentru francezi, mare surpriză. Da, mare surpriză. Există aici. Cred că Europa vechi aici există. Și oamenii extraordinari. Oamenii. Da, da, da. Prima lucru. Da. Sunt emoționat ceea ce spuneți, ne bucură că da. Suntem așa într-un fel unici sau aparte din ăsta. Da, da. Și deja am devenit semi-moroșeni. Semi-moroșeni, da. Am devenit. Noi suntem români. Ok, ne bucură încă o dată și mulțumim pentru prezență, pentru ceea ce ați făcut, pentru ceea ce simțiți pentru Maramureș, pentru oameni. Sperăm să cititorii da. Și cei care vizionează acest film să vă-și aducă aminte cu plăcere și de renumitul album apărut la editura Humanitas, care a fost unul din cele mai mari, cred că cel mai de succes album de fotografie din România, peste 5.000 de exemplare vândut. Și așteptăm cu interes da, încă da, două da. Albume, unul despre Maramureș și unul despre Delta Dunării. Uh-huh. Și despre Maramureș, alb și negru și color, da, da. Două albume cred despre că, Maramureș. Da, cred că trei. Cred că trei. Da, da. Ok, și aș vrea numai să, în încheiere să ne spuneți cu ce aparat foto lucrați? Cu Canon. Cu Canon. Da, da. Dar fotoaparat, asta n-am folosit fotoaparat. Nu. Numai inima. Da. Nu contează. Nu fotoaparat. Nu. Nu contează nu obiectivul, contează. Distanța focală, da, da. Ci... Am făcut poze numai cu inima, suflet. Cu suflet. Da, da. Mulțumim și un an nou fericit vă dorim și, și la fel. Cu bucurii. Am fi vrut să ne spuneți mai multe despre Japonia, da. Să ne comparați dacă ați fi putut muntele Fuji cu munții Maramureșului, dar pentru altă dată da, și da. Să ne revedem cu bine. Bine, mulțumesc. Mulțumim.